mai sunt, cât mai sunt pe pământ. E o iarnă atât de frumoasă, e o iarnă a mea și a ta. E o iarnă cu îngeri în casă, e o iarnă a ta și a mea. E o iarnă atât de frumoasă, e o iarnă a mea și a ta. E o iarnă cu îngeri în casă, este iarna ta și a mea. Nivelicări în focul din vatră ne adune așa ca-n povești. E o iarnă cum n-a fost vreodată, tot ce vreau este să mă iubești. E o iarnă atât de frumoasă, e o iarnă a mea și a ta. E o iarnă cu îngeri în casă, e o iarnă a ta și a mea. E o iarnă atât de frumoasă, e o iarnă a mea și a ta. E o iarnă cu îngeri în casă, este iarna ta și a mea. Și doar o dorință să trăiți, mii de ani să trăiți. E o iarnă atât de frumoasă, e o iarnă a mea și a ta. E o iarnă cu îngeri în casă, e o iarnă a ta și a mea. E o iarnă atât de frumoasă, e o iarnă a mea și a ta. E o iarnă cu îngeri în casă, e o iarnă a ta și a mea. E o iarnă atât de frumoasă, e o iarnă a mea și a ta. E o iarnă cu îngeri în casă, este iarna ta și a mea. Este iarna ta și a mea. Este iarna ta și a mea. Prieteni, și bine v-am regăsit la Vedete fără secrete. Eu v-am promit o seară absolut magică astăzi, pentru că avem niște oaspeți pe care cu siguranță vă doriți să-i revedeți aici în studioul emisiunii noastre. Și chiar eu mi-am dorit să-i revăd, pentru că îi aștept de multă vreme. Vrei, era vară când am început să-i bag la cap și acum trebuie să deschidem toate secretele, dacă tot suntem la Vedete fără secrete. Și în această iarnă frumoasă le spunem cu mare drag, bine ați venit, bună seara, Costi și Corina. Costi Vârlacu și Corina Țepeș. Corina Țepeș și Costi Vârlacu. Bună seara, Doinița! Bine v-am găsit și mulțumim pentru invitație. Mulțumim, Doinița, într-adevăr ne-ai sunat de foarte mult timp. Era, da, cred că deja sunt mai mult de jumătate de ani de când tot ne inviți la emisiune. Dar ziceam, când o să fie gata piesa, noi o să venim cu mare, cu mare drag la tine. Deci piesa și proiectul. Și proiectul, da, evident, noul proiect. Haideți că vorbim și despre asta, dar mai întâi de toate să vedem cum decurge iarna asta frumoasă la voi. Pentru că ne-ați cântat la începutul emisiunii piesa voastră, de altfel frumoasă și foarte cunoscută și îndrăgită de public. E o iarnă atât de frumoasă. Într-adevăr, dar uite că iarna asta chiar a venit pe neprins de veste încă din toamnă, da. și ne bucurăm că ne-a bucurat iarna asta cu o zăpadă foarte frumoasă. Noi am reușit să facem și un omuleț de zăpadă care, iată, nu de mult s-a și topit, dar uite, chiar e frumoasă iarna asta. I-ați pus frunze în loc de coroniță. Chiar a fost un om de zăpadă, așa, zăpadă în două cu tomnatic. Frunze, da. Frunze, da.
Drăguț, ziceți că va merge bine pe finalul ăsta de an, pentru că dacă suntem la un final de an, cumva facem și totalurile ultimii perioade din viața noastră. Cum a fost anul pentru familia voastră? Da, chiar e o perioadă deosebită. Eu nu prea ador iarna pentru că nu-mi place frigul, dar pe de altă parte îmi plac sărbătorile, atmosfera asta de iarnă. Și bineînțeles că facem totalurile, dacă toamna se numără bobocii, se spune la noi iarna, ultima lună, pe final de an, tragem linie și vedem ce am realizat, ce lăsăm pentru anul viitor. Ce să zic, a fost, cu adevărat a fost un an bun, mulțumim publicului și mulțumim celui de sus pentru că ne-a dat putere și am ajuns peste tot acolo unde am fost invitați. Am avut un an plin cu spectacole, cu evenimente frumoase, cu plecări, turnee și vacanțe. Și vacanțe, desigur, și vacanțe. Da. Cu vacanțele cine e mai insistent? Corina sau Coase? Ambii suntem doriți de călătorii și ambii căutăm în 2-3 luni cumva să ieșim din țară, știi? Ne facem uneori vacanțe de asta exprom, că ambii suntem dornici de plecări și uneori, unde mergem? Hai, pac, mergem acolo. Ne-am urcat în mașină. Chiar toamna asta îi spuneam lui Costi când a fost ziua lui de naștere și eram epuizați după câteva spectacole și zic, Costi, hai să ieșim cumva din oraș de ziua ta. Dar Costi e la care îmi zice, nu, tu știi, noi să ieșim chiar din țară. O să plecăm undeva mai departe. Și asta a fost exact la o zi. A doua zi chiar am luat. Și unde ați fost? Destinația? A fost la Sovata. Cu mașina, ați urcat mașina și v-ați văzut unde vă duc ochii, da? Noi cu mașina am... Cutreierat lumea. Am cutreierat, chiar putem spune, am cutreierat lumea. Deci din noi ăștia am sunteți. În septembrie, nu o să mă lăsați în minte, chiar am pus și poza. În septembrie, era 25 septembrie, eu deja am făcut poză cu prima zăpadă de acolo din munți, pentru că a fost așa un ciclon și chiar am prins zăpadă atunci. Uite, chiar de ziua lui, da. Mă pornisem așa în tricou doar de acasă și am făcut poză în zăpadă. Dar, zic, e foarte important pentru fiecare om să ia o repaus într-o zi, nu neapărat vacanțe de 7, de 10 zile. Uneori și 2-3 zile face bine. Face bine sufletul, te restartezi, știi? Da, da, da. Deci vezi două suflete și uneori ne pornim. Și au fost momente când nu știam unde ne oprim, pe câte zile mergem. Am văzut un loc frumos, zic, hai să mai stăm și mâine aici. Ok, hai să mai stăm și drăguț, mâine aici. Îmi place și mie așa. Doinița, fii de acord că ești și tu om de artă, om de creație. Da, care... deci, noi, lumea asta, cumva trebuie să ieșim din zona noastră de confort și din rutina asta, de din fapt. Din tipare, da? Din tipare, da, un pic să ieșim, să ne încărcăm bateriile. Evadezi, te restartezi și vii cu... Refugiile astea sunt foarte importante. Da, pentru că de altfel voi și de oferiți foarte mult publicului, adică e o energie. Pe care o dai și după aia trebuie să o acumulezi. Și trebuie să o acumulezi cumva. Normal că îți vine și înapoi de la public, dar trebuie să te reprogramezi. Ei, de asta cred că am aflat eu un secret în această seară la Vedeți Fără Secrete. De aici voi luați armonie, echilibru în familie, în fiecare pentru sine, că sunteți întotdeauna foarte pozitiv, foarte așa, ușor. Și să mai zic ceva, iată, cele mai frumoase melodii pe care eu le-am scris tot au fost cumva inspirate din atunci când suntem în plecări. Știi, eu de obicei obișnuiesc să scriu melodiile, să le înregistrez pe dictofon, în telefon, și cele mai multe înregistrări eu le am tocmai din vacanță, atunci când sunt undeva într-un aeroport. Chiar au fost momente când tocmai doar am aterizat și eu ies afară din aeroport. Așa, mai stau, mă uit și deja îți vin alte gânduri, alte locuri, alți oameni, deci, și starea cumva să te duci cu gândul. Acasă, în rutină, mai ales când e vară, e toamnă și știi că sunt foarte multe spectacole, nunci, atunci, nu știu, știi, parcă inspirația ai o pană de fuge de la mine. Știi? Pentru că ești prea obosit. Eu zic de... Așa este. Pe mine. E o perioadă în care artiștii de la noi nu prea fac creație pentru că sunt prea obosiți. Dar n-ai cum, Ca să creezi ceva nou, tot trebuie să găsești puterea aia. Da. Corina, pentru tine a fost un an în care ți-ai bifat toate punctele? Sau a mai rămas ceva de acolo? Da, au fost multe puncte pe care nu am reușit să le realizez, dar le-am lăsat pentru 2019. Dar știi de ce nu regret? Pentru că am reușit câtuși de puțin să mai stăm și cu fetele, pentru că atunci când, mai ales Ioana, care încă este mamoasă și vrea în brațe și fragilă, da, ea încă nu înțelege lipsurile astea noastre de acasă. Smaranda e mare deja, cu 60 ani, e deja obișnuită. E
obișnuită și știe ce înseamnă meseria asta noastră, pentru că noi ambii lipsim de acasă. Atunci când lipsește mami, lipsește și tate. Deci nu-i pe rând sau... E dublu complicat. E dublu complicat. Dar mă bucur că am reușit să cumva să compensăm și lipsurile noastre, să le oferim copiilor duminicile, ca să zic duminicile, că noi duminicile suntem ocupați, zilele de săptămână. Care, da, care să mai stăm... schimbă duminici. Da, da. Duminica care începe lunea. Tu știi, lunea este duminica sfântă. Da, duminica cea mare. Spui, duminica mare. Duminica cel puțin mare. Poți să tragi un somn din asta bolnav de vreo jumătate de zi, așa, să te mai... Cine ne sună pe mine sau pe Costi lunea pe la 8 dimineața, n-are șanse. N-ai cum, la mine... Nu sunați artiști luni dimineață, da. Oameni mă, ce aveți? Silențios. Da, normal, ei, e clar. Eu aici vreau să ajung, că știi, îmi imaginez că și Costi în rolul de tată are foarte multe obligațiuni și trebuie să aibă grijă de fetele lui. Adică chiar un pic, știi, cum pătimesc, n-aș vrea să fiu în locul tău. Eu fiind pată, știi ce înseamnă să ai trei fete la casă, că și noi suntem trei fete în casă. Dar Corina cu rolul de mamă, vrei, nu vrei, trebuie să acorzi foarte multă atenție copiilor. Da, și atunci de asta mă gândeam, oare ai reușit tu să le faci chiar pe toate? Dar dacă zici că asta a fost scopul prioritar, atunci ți-a reușit? Tu știi că atunci când jertfești și sacrifici din cariera ta oferindu-le copiilor la momentul potrivit educația cuvenită sau atenția, pentru că ei au nevoie, copiii au nevoie de multă, multă atenție. Atunci copil, să știi că regrete nu sunt, absolut. Un copil nu se poate să-ți ierte sau să înțeleagă că mama e artistă și nu trebuie să ia micul dejun, sau pentru că au fost momente când noi am venit, de exemplu, de la o nuntă de la nord, am intrat în casă la ora 6 și am așteptat să facă ora 7 să se trezească copii. Smaranda ca să se face dejunul, s-o trimis la școală. Și așa sacrificii, știi? Pentru că asta nu iartă. Dar mă rog, cu toate astea, noi ne iubim meseria pe care o facem. Soarta ne-am ales noi. Și alta nu mi-aș dori. De investiții în copii, și vorbeați de smaranda, chiar trebuie să punctăm încă o dată. Eu repet, poate, dar smarandița voastră chiar este o fetiță model. Pe lângă faptul că e un sufletel foarte curat și foarte blând, că am avut ocazia să o cunosc în timpul evenimentelor, spectacolelor la care ne-am întâlnit, este și foarte bine organizată, foarte talentată, face muzică, face pian, face... foarte conștiincioasă. Deci, da, e muncitoare, e un copil extraordinar. Se vede investiția și munca voastră. Și acum ți-o aduc eu de grabă pe Ioana și hai să vezi opusul. Dar Ioana e mică, stai puțin, că de la ea n-avem cerințe. Da, zic eu ce vedem opusă, noi, că... Dragi, dar n-avem cerințe de la ea încă, nu? Va fi o rebelă, știi? Și iarăși prin asta e atât de frumos că... Asta e farmecul. Două sorori, știi, sunt diferite. Copiii sunt diferiți și asta e farmecul, de fapt, când... Stați puțin, dar cine e la voi în casă, rebelul, și cine e cu mintele? Costi e mai rebel, eu sunt mai cu minte. Tu ești mai cu minte? Da, adevărul, apropo de smaranda, ce spuneai, e foarte, foarte conștiincioasă. Ea este prima care se trezește în casă, are deșteptător, are alarmă la telefon, da, și se trezește conștiincios la fiecare dimineață la 6:30. Și dacă noi mai permitem 5-10 minute să mai dormim. Regulat la 10, nu mai târziu. Deci de asta e un copil atât de echilibrat și sănătos, știi, trup și suflet. Chiar e o fetiță specială, adică nu știu, eu simt cu ea o legătură foarte, foarte... Mulțumim, dar și ea te iubești foarte mult, tu știi asta. Da, am simțit, da, nu știu, suntem pe aceeași frecvență de unde cumva, adică e un copil chiar perfect. Eu sunt sigură că și Ioana o să fie plină de calități minunate, cu toată rebeliciunea asta ei, o să poată să urmeze exemplu de conștiință, da, surorii mai mari, dar păstându-și personalitatea ei, că, mă rog, trebuie să ia puțin de la tata, puțin de la mama și să fie frumoase fetele ca voi, așa. Da, mersi. Hai să trecem puțin la proiectul ăsta nou. Hai. E o realizare. Apropo, felicitări. Mulțumim. Și povestiți-ne mai mult. Ce să zic, noi avem o trupă de mulți ani, dar... Cu care cântați, scuze, că te întreb pe la evenimente, da? Corect? Da, pe la evenimente. La începutul acestui an, noi am reformatat, asta e trupa, formula veche. În acest an, noi am reformatat trupa și am transformat orchestra festivă în festiv band. Așa. Deci, o trupă care ne permite să cântăm absolut live toate genurile de muzică, atât populară, cât și muzică ușoară, și disco, și balcanică, și tot. S-a muncit foarte mult, chiar de la începutul acestui an, îndată după Revelion, am intrat în repetiții și am avut formula și am avut foarte multe evenimente și noi planificăm să
să mergem cu ei și în spectacol, chiar să acompaneze și alții interpreți. Iată, un prim pas a fost această melodie care iarăși e un fel de melaj între muzică populară, pop, cu, deci, cu influențe folclorice. Și am făcut această melodie, e și o parafrazare a piesei Lume, Lume, Soră, Lume, care e o piesă dramatică. Noi am făcut o altă întorsătură în care vrem să spunem că iubim această lume, că viața e frumoasă și a fost și inspirată și din plecările noastre în străinătate, la alături de conaționale noștri din diasporă, unde am văzut că ai noștri pleacă încolo cu tot, cu sat, cu țara după ei, cu muzica de acasă, cu obiceiuri, cu tradiții, cu joc și datini și tot așa. Și avem în această piesă, Lume, Lume, niște versuri care spun și în alt capăt de pământ am să chiui și am să cânt. Sângele apă nu se face, da, să și... știi. Hai, că am uitat versurile. O să vi le amintiți, că o să le cântați piesa pe finalul emisiunii. Neapărat că băieții se pregătesc acum. Eu abia aștept, de fapt, să ascultăm lucrarea asta voastră. Voi aveți mai multe piese proprii pe care le faceți cu bandul sau lucrați deocamdată doar la repertoriul deja existent, adică la cover-uri, să zicem așa? Dar nu e cover, e o piesă pe care am scris-o. E realizată pentru voi, asta? Da, e realizată de noi toți și ea nu e cover nici de cum. E o parafrazare a acestui mesaj, dar are linia melodică, tot bineînțeles că e inspirată de folclor. La general vorbeam acum, adică la general vorbim. Aveți de gând să faceți un proiect, gen un album, iată, cu voi, cu trupa și cu piese proprii, da? Da, să dea Domnul să ajungem și la un număr de piese care să ne permită să facem și album. Facem un album. Adică a fost scopul ca să continuați. Sigur, sau da. E doar o orchestra voastră? Bine, nu e orchestra, acum e band, da? Da. Adică band, cântăm tot toate stilurile muzicale, da, și e doar pentru cover-ul și pentru evenimente și spectacole. Nu. Sau nu? Sau e ceva ce o să creeze, o să genereze noi lucrări muzicale? Da, sigur că da. Adică noi vom face și proiectul cu duete pe mai departe, adică piesele cu care ne-am consacrat și cu care ne-a îndrăgit lumea, dar paralel cu asta vom face și proiecte alături de Festive Band. Deci o să fie ceva interesant. Da, adică aici va fi ceva mai nebun, așa, mai ritmat, mai de dans, mai de... Hai să-ți spun, de fapt, Doinița, este formula cu băieții, o formulă în care o să ne permită pe noi să ne, nu știu, mai amplu, să arătăm publicului... Să ne descoperiți un pic altfel, da. Sunt piese mai dansante, mai ritmate și sunt piese, desigur, în care se vor manifesta și băieții noștri, și așa că fiți pe fază. Am înțeles, deci da. O să fie și partituri solo pentru instrumente, gen... Da, chiar și în piesa asta deja au trei instrumente, au solouri. Am înțeles. Deci e ceva altceva. Da. Se vor manifesta și instrumentiști neapărat. Dar voi cum vă simțiți de nou la proiect? Vă vedeți tot de inspirați așa cumva. Ei, avem ceva nou. Tu știi că chiar am muncit foarte mult la această piesă. Deci chiar s-a muncit încă din vară, împreună cu cel care a semnat orchestrația, Sandu Gorgos, și Sergiu Teacă, cel care a mixat această piesă, și împreună cu toată trupa care au imprimat instrumentele. O piesă complexă, dar și foarte, foarte dinamică, foarte energică, și sper să prindă bine și la public. Ei, acum m-ați făcut curioasă, dar trebuie să mai zăbăvim puțin. Da, să pregătesc. să mai pregătesc și colegii voștri. Apropo, vreți să, nu știu, poate să-i prezentați sau le zicem așa, la modul general, Festive Band, da? Festive Band. Festive Band, că sunt mulți. Da. Chiar sunteți mulți. Măi, dar nu e simplu să... Uneori voi doi și trebuie să mergeți la compromisuri, să faceți niște sacrificii, cum a zis mai sus. Și atunci când ai o orchestră și un band și un material nou muzical și trebuie să mergi peste tot cu ei împreună, nu e atât de ușor să te sincronizezi cu timpul, cu viața. Că nu trăiți toți împreună, aveți toți familiile voastre, da, casele voastre. Chiar cum reușiți? De unde e maestria asta? E complicat. Bine că, pe de altă parte, băieții sunt și motivați pentru că avem împreună multe evenimente, deci avem un an, anul care urmează, deja avem foarte multe rezervări, apropo avem și rezervări pentru 2020, așa că ei sunt motivați, știu că noi trebuie să formăm o echipă, dar pentru echipă trebuie să faci și sacrificii. Bineînțeles că nu e ușor, pentru că fiecare are familie, are grijă, are și alte preocupări, dar
da, se pune sarcina și facem. Deci noi două ori în săptămână ne întâlnim neapărat și facem repetiții, stăm seara, sunt serii în care noi mergem și după miezul nopții, muncim până târziu. De dragi, nu e ușor. Că pare, păi, dar știi că mai sunt oameni care de mai întreabă, acum nu condamn pe nimeni, dar mai sunt oameni care întreabă, dar ce faceți voi acolo? Cât e de cântat? Ai tras rochii așa, ieșit și cânti. Mare muncă mai faci. Ei, am deschis astăzi câteva paranteze și se vede că e o investiție titanică de efort și... Adevărul e că cu bandul se fac foarte multe repetiții. Că trebuie să vă sincronizați, nu? Foarte multe repetiții pentru că noi trebuie să ne simțim unii pe alții și asta. Chiar din start, când am reformatat acest band la începutul anului 2018, încă din luna ianuarie, ne-am făcut planul de repetiții câte 3 ori pe săptămână și băieții au fost de acord, fapt pentru care le mulțumim că au reușit să ne simtă într-un an de zile să ne simtă. Da, dar satisfacția noastră ca și interpreți, ca și artiști este una enormă, e ceea ce ne-am dorit. Deci în acest an nu s-a mai cântat nicio piesă pe negativ la evenimentele la care am fost cu trupa și asta îți dă aripi, știi? Chiar da, ne simțim împliniți pentru că am ajuns la momentul când am început asta. Să cântăm totul live. Bine, și până acum era live, dar era cu negativ pe spate, dar voce live. Da, e și un lux cumva, știi, și pentru voi ca ești interpreți și pentru publicul care își permite să invite o orchestră. Da, pentru asta să mulțumim și publicului care ne invită și care apreciază și știu să facă diferența. Au și cultura asta muzicală, știi, într-un sunet și într-o tobă vie, într-o chitară vie și alte instrumente așa. Felicitări, eu v-am mai urmărit pe parcursul anului pe Facebook, că mai puneți voi tot felul de felulețe muzicale interesante, drăguțe. Corina e spectaculoasă. Acum, sori, da, n-ai pentru ce. Da, asta e realitatea, adică... Vezi că erau mai multe filmulețe video cu mine decât... Probabil, mai mult filmam eu. Nu, dar oricum ea e floarea și frumusețea echipei. Da, între atâția bărbați. Da, bărbați. Da, eu mă bucur că băieții mă rabdă. Tu știi că noi fetele avem așa, al nostru. Așa. Păi sunt mai mult și exact suficient ca să țină piept, mai ales că ai și un umăr de... Da, ea are un rol foarte important, chiar de organizator, mai ales ea de fiecare dată, chiar și astăzi când venim la emisiune, are grijă băieți cu ce vă îmbrăcați, cu ce vă sortați, cum ieșiți, cum se arătați. Deci aspectul estetic contează. Hai în câteva momente să vedem cine este sufletul echipei în culise și cine este sufletul, adică e mai dur acolo, mai organizatul, și cine e sufletul echipei în scenă, mai mult așa din voi doi. Dacă ar fi să încercăm să despărțim rolurile, că îmi imaginez că oricum merge totul la pachet. Dar e complicat acum să-ți spun. De fapt, șeful e Costi. Toată lumea știe. Întotdeauna, da? Da, șeful e Costi. Bine că eu sunt cel din culise, dar sunt un critic așa, destul de dur și eu. Mm-hmm. Noi între noi așa. Uneori sunt așa mai indulgență, că hai, lasă, că mai treci și chestia asta. Și atunci Corina zice, stai că dau eu telefon, că nu merge așa. Și se aprinde ea și zbară pe el. Ei, cred că se face în toate un echilibru și e foarte frumos. Dar e un proces de creație, n-ai cum altfel. Da, corect, absolut. Asta e creația, din dispute uneori se naște și adevărul acela. Bun, eu vă mulțumesc tare mult că ați venit, suntem pe finalul emisiunii, din păcate. Da, cu mare drag, mulțumim pentru invitație și abia așteptăm să vă cântăm noua noastră piesă. Lume. Și eu abia aștept să o ascultăm. Știu cu siguranță că și cei de acasă deja mă urăsc pentru că în timp momentul ăsta. Dar mai avem, dragilor, câteva secunde, vreo 30, timp în care voi puteți să rostiți un mesaj pentru publicul vostru care vă iubește. Să le spunem un la mulți ani tuturor celor de acasă, cei care iată sărbătoresc. Vine Crăciun, de fapt, sărbătoare sfântă și pentru noi, pentru că noi de Crăciun încercăm să ne facem loc pentru familie și asta vă urăm și vouă la mulți ani, un an fericit tuturor celor de acasă și să ascultați muzică frumoasă aici la Busuioc TV. Așa este, la mulți ani și să fiți cu cei dragi alături. Vă mulțumim tare mult că ați venit. Scena vă așteaptă. Mulțumim. Dragi telespectatori, asta fiind spus, încheiem emisiunea și vă mulțumim foarte mult că ați fost alături de noi această seară. Știm cu siguranță că o să vă placă ceea ce urmează. În scena platoului nostru așteaptă cu drag să vă cânte interpreții mult așteptați și mult îndrăgiți de dumneavoastră, Costi Burlacu și Corina Țepeș și Festiv Band, bandul lor.
ceva exclusiv și nouă îți proaspăt pentru voi în această seară. Vă aștept și data viitoare. Pe curând! Mă